ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce ați ales cartierul Drumul Taberei pentru primul proiect rezidențial? Am ales acest teren. În primul rând, noi toate terenurile pe care le avem, le avem în sectorul 6. În momentul în care am achiziționat aceste terenuri, fiind mai mult axați pe zona de rezidențial, am căutat o zonă rezidențială. Sectorul 6 știm cu toții că este o zonă rezidențială. Având aceste trei terenuri toate comasate în aceeași zona a orașului, am ales terenul de aici, din fosta platformă Tricodava, deoarece investiția era cea mai mică. În ce sens? Așa cum v-am spus, toată investiția este făcută din fonduri proprii, din banii acționarilor, și atunci suprafața care s-a construit pe acest bloc a fost cea mai mică, ceea ce a însemnat cei mai puțini bani de investit. Avem un bloc doar de 6 etaje, avem pe celelalte terenuri putem construi până la 20 de etaje, 14 etaje, ceea ce înseamnă un cost de investiție mai mare. Spuneți-mi, vă rog frumos, care sunt plusurile acestui proiect rezidențial? De ce ar trebui oamenii să se mute aici, să cumpere o locuință aici? Dacă ar fi să compar cu apartamentele vechi, este foarte clar că ar trebui să cumpere pentru siguranță, ar trebui să cumpere pentru faptul că toată infrastructura și tot ceea ce înseamnă instalații, finisaje sunt moderne, sunt noi, sunt de bună calitate, nu există riscul să mi se spargă țeava și așa mai departe. Un alt avantaj față de blocurile vechi este contorizarea tuturor utilităților separat. Plătesc cât consum. Iar comparația, dacă ar fi să spun care este plusul comparativ cu alte dezvoltări mai noi realizate în sector, este calitatea finisajelor și calitatea lucrărilor. Eu consider că tot ceea ce am folosit și am căutat să folosim numai materiale de calitate care pe un termen mediu-lung să nu-l afecteze pe cumpărător să trebuiască să schimbe ușa, că a zgâriat copilul ușa sau parchetul că s-a zgâriat sau că s-a spart o țeavă și are probleme cu instalația. Care vor fi modalitățile de plată? Veți avea și rate la dezvoltator sau nu optați pentru această opțiune? În momentul de față nu avem această opțiune de rate la dezvoltator. Nu vă ascund faptul că ne-am gândit la ea și suntem destul de flexibili. Vom căuta cumpărătorii, cei care își doresc un apartament, îi sfătuiesc să vină să vorbească cu firma care ne ajută în vânzarea acestor apartamente, cei de la Imoteca, pentru că eu sunt sigură că vom găsi soluții pentru fiecare client. Adică vom analiza posibilitățile financiare ale fiecărui client și vom găsi o soluție astfel încât ei să-și poată permite să achiziționeze un apartament aici. De genul, vă dau un exemplu, am o casă, vreau să o vând. Îl vom ajuta, îi vom rezerva un apartament pentru 3 luni de zile, da? Astfel încât el să nu fie obligat să-l vândă în 2 săptămâni sau într-o lună și să nu obțină un preț bun pe el, da? Sau poate cineva poate să-mi dea o parte din bani acum, un avans, și știe că ia o primă peste 3 luni, 5 luni, 6 luni. Suntem de acord să-l așteptăm și 6 luni pentru achitarea diferenței. Adică, așa cum am spus, vom analiza fiecare caz în parte și îl vom ajuta să găsească resursele necesare ca să poată să achiziționeze apartamentul. Este un alt motiv pentru care, de altfel, avem și colaborarea cu cei de la Kiwi, care sunt broker de credite, cei mai mari pe partea de broker de credite, și care ei analizează, pentru că sunt bănci, de exemplu, o persoană are venituri din activități independente. Sunt bănci care iau în considerare 100%, sunt bănci care iau în considerare doar 50%. Ei știu foarte bine către ce bancă să îndrume fiecare client, astfel încât clientul să poată să-și obțină creditul și fără multă alergătură și bătăi de cap. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, mult succes! Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră la fel!